Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! Mă bucur să fiu din nou astăzi aici cu voi. Și pentru astăzi am ales un subiect destul de interesant, și anume cauzele energetice ale bolilor fizice. Trebuie să înțelegem cu toții că orice dezechilibru energetic are și un corespondent fizic. Ei bine, aceste corespondente fizice sunt de fapt controlate de tot ceea ce noi gândim, tot ceea ce facem și tot ceea ce atragem. De aceea, de fiecare dată, vă atrag atenția asupra gândirii voastre. În afară de corpul acesta pe care noi îl vedem, corpul fizic, există și alte corpuri. Corpul astral, corpul energetic, etc. Imaginați-vă de fapt că există o păpușă din aceea rusească. Știți, sunt acele păpușele care se pun una între alta, aceeași păpușă în mai multe corpuri. Corpul nostru fizic este, de fapt, păpușa aceea cea mai mică. Iar cea mai mare păpușă nu reprezintă altceva decât sufletul. Și aici vreau să ajung, deoarece pierderea sufletului este motivul principal pentru care noi ajungem să ne îmbolnăvim de diferite afecțiuni. Important și extrem de luat în seamă este faptul că conștientizarea acestor corpuri ne permite să analizăm situația ca o reacție în lanț. Așadar, dacă unul dintre aceste corpuri are un dezechilibru, clar lucrurile nu vor sta bine pe niciunul din celelalte corpuri, inclusiv pe cel fizic. Cum spuneam, păpușa mare este sufletul. Și noi tindem să ne pierdem sufletul. Sunt absolut convins că mulți dintre voi ați spus la un moment dat, parcă nu mai am suflet, parcă mă simt gol, parcă nimic din ceea ce eram înainte nu mai sunt, nu mai am niciun scop. Și asta o facem conștient sau inconștient. Se întâmplă de multe ori să trăim niște traume destul de puternice și să ne lăsăm părți din suflet în acel loc sau să fim foarte atașați de o persoană și atunci când acea persoană nu mai este, să trimitem suflet și acolo. Este foarte important ca sufletul nostru să fie integral și să-l aducem înapoi, dar asta este subiectul unui alt video pe care îl voi face în viitorul apropiat, să vă explic exact cum trebuie să ne aducem sufletul înapoi. Până atunci vreau să discutăm un pic despre ceea ce simțim în momentul în care nu mai avem suflet. Da? Avem acel sentiment că suntem fragmentați și că nu suntem cu totul prezent în prezent. Avem blocaje de memorie, nu ne mai amintim anumite lucruri, avem o incapacitate foarte mare de a simți bucuria pentru noi sau pentru ceilalți. Avem o stare generală de depresie și avem o indiferență, un fel de îndepărtare emoțională pe care nu o putem să o înțelegem. Da? Și de foarte multe ori, pierderea sufletului duce și la tendințe de suicid. De asemenea, acea incapacitate de a progresa, simțim că vrem să facem ceva, dar niciodată nu iese. Ei bine, odată ce sunt aceste lucruri declanșate, clar încep să apară și anumite probleme. Și acum am să vă dau exemple de câteva afecțiuni și cum putem să le rezolvăm cu anumite afirmații. Da? În primul rând, este alcoolism. Alcoolismul este o problemă care vine din probleme legate cu tatăl. Deci pentru asta trebuie să facem iertări cu tatăl nostru. Alcoolism sau orice altă dependență. Alergiile. Alergiile nu sunt altceva decât rezultatul supărărilor interioare, al nemulțumirilor permanente față de oamenii apropiați și lumea înconjurătoare. Anemia nu este altceva decât o atitudinea aceea de da, dar lipsește ceva, lipsa bucuriei, teama de viață, sentimentul de a nu fi suficient de bun. Soluția, rostește mintea ta. Mă simt în siguranță, experimentând bucurie în toate domeniile vieții și îmi iubesc viața. Spui acest lucru dimineața și seara, timp de 30 de zile și vei vedea că lucrurile se vor mai regla. O altă afecțiune este anxietatea, pe care cu toții o simțim mai devreme sau mai târziu. Cauza energetică este, de fapt, neîncrederea în fluxul și procesele vieții. Rostiți pentru anxietate așa. Mă iubesc și mă aprob, am încredere în viață, sunt în siguranță. Dacă aveți probleme cu un apetit excesiv, cauza este, de fapt, teama, nevoia de protecție, nevoia de iubire. Pentru aceasta, rostiți, sunt în siguranță, este bine să simți, sentimentele mele sunt normale și complet acceptabile.
amigdalita și toate problemele care sunt la nivelul gâtului nu sunt altceva decât acele lucruri pe care nu le spunem, nu ne exprimăm, da? Și de aceea vreau să exprimați tot ceea ce simți și să nu țineți în voi lucruri, pentru că și glanda tiroidă, dar și partea de amigdală poate fi afectată foarte mult de acest flux energetic negativ. În altul rând de idei, trebuie să înțelegeți că și cancerul reprezintă o autodistrugere a noastră, ceea ce face ca vindecarea să fie foarte dificilă. De fapt, cancerul nu este altceva decât o boală a sufletului și de aceea trebuie vindecat întâi sufletul pentru ca să avem și vindecare fizică. Cancerul mamar, spre exemplu, se datorează supărărilor pe tema iubirii, dezamăgirilor și permanenta nemulțumire în legătură cu relația în care suntem sau cu relația cu banii. Durerile de cap. Cauza mentală a durerilor de cap este nerecunoașterea propriei ființe, autocriticismul, frică. Pentru asta vreau să rostiți așa. Mă iubesc și mă accept, mă văd așa cum sunt într-adevăr și tot ce fac primesc cu bucurie. Sunt în deplină siguranță și sunt în pace. Febra nu este altceva decât un semn de furie interioară gata să explodeze. De aceea vă spun mereu să nu țineți lucrurile în voi. Dacă sunteți foarte înverșunați, la un moment dat corpul va suferi o inflamație sau va atrage o infecție care va duce la această febră, care nu este altceva decât o eliberare cumva a acelei furii interioare foarte mari. Problemele de inimă nu sunt altceva decât probleme care vin din nefericire pe parte de cuplu, pe parte de dragoste. Atunci când suferim foarte mult de dragoste, oricum spune că nu mai am inimă, da? E bine, în momentul respectiv, inima, ca și organ, începe să aibă niște probleme destul de mari. Datorită reprimării emoționale și a sentimentelor neexprimate, multe persoane au probleme cardiace. Un om bolnav de inimă este depozitarul unei cantități enorme de gânduri și de ură. Problemele conflictuale îndelungate, insatisfacțiile, conflictele interpersonale generează hipertensiuni esențiale și boli de inimă. Bolile cardiace au drept cauze, gelozia, supărarea pe oamenii apropiați, dar și suferința din dragoste. Soluția este ca atunci când aveți probleme cu inima să spuneți tot timpul că inima bate în ritmul iubirii. Inima bate în ritmul iubirii, spune dimineața și seara, timp de 30 de zile. Când avem probleme cu ochii, este vorba despre o frică de viitor pe care o manifestăm permanent. Ne-e frică de ce se va întâmpla. Soluția, cred în Dumnezeu și cred în procesul vieții. Sunt în siguranță și totul se așează spre binele meu suprem. Da? Spre exemplu, boala Parkinson nu este altceva decât teama și dorința intensă de a controla tot și toate. Dacă sunteți suspect de asta sau de frică de asta, spuneți așa, mă relaxez știind că sunt în siguranță, viața este aici pentru mine și am încredere în procesul vieții. Atunci când apar probleme cu urechile, spre exemplu, cauza este incapacitatea de a auzi. Da? Adică sunt acele persoane care niciodată nu ascultă, care se ascultă doar pe ele însăși și ajung să creeze anumite realități care nu sunt neapărat general valabile. Dacă considerați că aveți probleme cu urechile, încercați să vă rostiți aud cu iubire. Aud cu iubire, chiar un pic mai des decât de două ori pe zi, cum am spus anterior. Ideea de bază este că acestea de astăzi sunt doar niște mici exemple, da? Și mici exemple de mantre pe care le puteți voi rosti pentru a putea rezolva sau ameliora anumite afecțiuni pe care le aveți. Dar important este să înțelegeți că acea gândire a voastră este soluția la tot ceea ce înseamnă tratarea unei boli. Și în momentul în care aflăm că avem un diagnostic, spre exemplu, dacă ne gândim doar la efectele negative sau unde poate duce acel diagnostic, nu facem altceva decât să ne programăm toate cele 7 corpuri, da, spre a duce la acel dezastru. În momentul în care ne schimbăm gândire, în momentul în care aducem iubire în viața noastră, în momentul în care avem încredere în univers și știm cu convingere că orice dezechilibru poate ajunge din nou la echilibru, atunci ne lăsăm în acest flux energetic de vindecare.
Vindecarea este în fiecare din noi și noi am fost creați cu această autosuficiență de regenerare și ar fi foarte bine să profităm de asta. Sunt foarte multe cărți în acest sens, sunt foarte multe articole scrise despre tot felul de cauze energetice ale bolilor pe care vă invit să le căutați pe internet. Iar eu vă doresc o zi minunată și noi ne revedem curând.